La competiția de la Câmpul Lung au fost prezenți peste 100 de sportivi la toate categoriile de vârstă și secția de lupte greco-romană a liceului cu program sportiv din Slatina a intrat în concurs cu un număr de 20 de sportivi. Obiectivul principal este de a acorda celor mici competiții, de a vedea, de a căpăta experiență competițională. Ei, fiind la primele lor concursuri, încearcă să înțeleagă regulamentul, modul în care se desfășoară o competiție și în al doilea rând să și câștige. A fost un număr foarte mare de sportivi și ei s-au întrecut și chiar aș putea să menționez aici Babi Teodor, clasa 4-a, Babi Victor, tot clasa 4-a, au câștigat locul întâi. Cei mai mulți dintre micii luptători continuă tradiția. Părinții lor au făcut tot lupte de performanță și vreau să spun că în drum părinții să trimită copiii spre sălile de sport, pentru că copiii părinților care au făcut sport se vede. Deci există o transmitere genetică a calităților pentru a face sport de performanță. Și seniorii antrenați de profesorul Scuturiciu vor lupta la finalul săptămânii viitoare. Sportivii de la CSM Slatina se vor deplasa la Cluj pentru campionatul național individual.